Petre Daia va prelua Ministerul Agriculturii în urma demisiei lui Adrian Chișnoiu. Acesta a fost caracterizat drept un om cu experiență, un patriot foarte iubit de toți cei care activează în agricultură. Am decis împreună cu colegii că înlocuitorul în acest moment al domnului Adrian Chișnoiu este fostul ministru Petre Daia, un om cu experiență și un om care nu trebuie să învețe ministerul și problemele pe care le au agricultorii și fermierii, un patriot foarte iubit de toți cei care activează, mai ales în agricultură. A fost, ca pe vremuri, vot în unanimitate în interiorul partidului ca domnul ministru Petre Daia să revină în guvernul României. Cu această nominalizare vom merge la premier, după care cunoașteți procedurile, a declarat Marcel Ciolacu. Partidul Social Democrat s-a reunit într-o ședință a Consiliului Politic Național de la ora 13 la Parlament pentru a decide numele noului ministru al Agriculturii după demisia lui Adrian Chișnoiu, anchetat de DNA. Marcel Ciolacu a afirmat la finalul lunii trecute că partidul pe care îl conduce are 5 sau 6 variante pentru funcția de ministru al agriculturii, rămasă vacantă după demisia lui Adrian Chișnoiu, spunând că Petre Daia, fostul ministru al agriculturii pe vremea când socialdemocrații erau conduși de Liviu Dragnea, a fost propus de unii colegi pentru acest post.